cafea și știri, bineînțeles. Care faceți, prieteni? O nouă zi Aș spune că plină de știri, dar nu chiar. Pentru că, sincer să vă zic, toată lumea este concentrată așa în jurul războiului. Ce se mai crede despre Putin? Ce se mai întâmplă cu Putin? Ce mișcări mai face? Nu știu cine. Sincer, eu așa am, după cum ați probabil ați observat, am o relație de relativă distanță cu războiul. Adică mă mai uit ca să nu fiu chiar pe din afară, dar nu-mi place să urmăresc zilnic pentru că cred că îți creează o stare de anxietate inutilă oricum nu ai ce să faci în sensul ăsta. Adică mai degrabă îți folosești timpul într-un mod eficient, din când în când mai afli niște lucruri ca să nu fii, cum am zis, total pe lângă, dar cam atât cred că este suficient. Mergem la Uniunea Europeană, care s-a decis să-i plătească lui Elon Musk factura. Știți că am vorbit ieri al alteri, am vorbit despre Starlink, cum că aceștia oferă internet în Ucraina pentru război și așa mai departe, să le meargă aparatura acolo la internet de mare viteză. Iar pentru firma lui Elon Musk, Starlink este un cost destul de mare să susțină acest serviciu gratuit pentru Ucraina. she Uniunea Europeană consideră să-i achite practic facturile pentru acest serviciu și, după cum am zis, cheltuielile sunt destul de mari. Elon Musk a spus inițial vreo 80 de milioane, dar se pare că până la finalul anului 2022 se va duce în 120 de milioane de dolari cheltuială, iar pentru anul 2023, dacă continuă în aceeași direcție, va fi un cost de 400 de milioane pentru o firmă care este în pierdere. Cu toate că Starlink-ul are destul de mulți clienți, are din câte vă eu vreo 400 de mii de Deja la acest serviciu de internet este foarte scump de operat. Adică, în continuare, este o firmă în pierdere. Aici, dacă adăugăm și această pierdere de 120 de milioane pentru a face un act de caritate. Da, din punctul ăsta de vedere este de lăudat, dar nici nu poți ține o firmă pe minus în continuu doar pentru chestia asta, pentru că din câte am înțeles Elon Musk voia să mute starlink să-l facă uh, firmă separată, pentru că este practic este o subdivizie a SpaceX-ului, dar ar vrea să facă separat și să facă o firmă publică pe bursă. Vă dați seama că pentru asta ai nevoie de niște rezultate financiare ceva mai bune dacă vrei să faci un IPO ca lumea, să faci o lansare pe bursă ca lumea și cred că asta urmărește el, cumva să devină firma profitabilă și apoi să facă acest IPO pe bursă în speranța în care va crește foarte mult valoarea și se va îmbogăți și mai tare în continuare, exact cum s-a întâmplat și cu Tesla. Mergem mai departe, la strategii de pe Wall Street. Știți că v-am zis acești prezicători care tot timpul își ajustează prețul pentru că ei nu greșesc, doar că fac ajustări constante. Și am vorbit despre chestia asta pentru că mie mi se pare foarte enervant. Te aștepți ca niște oameni de genul acesta să poată face niște predicții mai bune, dar se pare că nu. Și avem așa, JP Morgan, de exemplu, BMO, Wall Street Bulls s au spus că S&P-ul va fi într-un punct și ce să vezi, după ceva timp, We have to lower our expectation. Au fost companii care au pus un target până acum pentru S&P de 5.300, cel mai mic fiind de 4.400, acum smp ul în punctul acesta este 3.600, deci deja suntem mult sub targetul lor și bineînțeles că au ajustat din nou, nici nu are rost să vă spun numele pentru că oricum nu contează, pentru că dacă se vor schimba într-un fel mai dramatic vor reajusta, deci nu nu este deloc de ajutor. Dar ca idee, aceștia au spus o medie de vreo 4.000, adică o speranță că poate poate va mai crește până la finalul anului, dar și o estimare de jos, de punct de jos de 3.200 sau o estimare de high de 5.000 e ca și cum l-ai trezit pe unul de somn și a făcut niște estimări din noi, Adică să estimezi un index da, care reprezintă, are niște mișcări destul de lente. Un index cu 500 de companii în el. Nu vorbim despre o companie care apar 2, 3, 4 știri și gata, se duce 80% în sus. Și să estimezi un index între 3200 și 5000, adică ce să mai zici, o diferență de cât? 70% între minim și maxim? Bună analiză, ce să zic, toată baza. Mergem mai departe. Netflix bagă și mai mulți bani în serviciilor lor de gaming. Au făcut uh, studiouri noi, au făcut angajări noi pentru a-și crește audiența tânără, pentru că vor să compenseze această pierdere a subscriberilor. Și aparent, aceștia au făcut jocuri, jocuri cu Stranger Things, de exemplu, mai multe jocuri care aveau și legătură cu serialele pe care uh, le-au făcut, dar doar 5% din subscriberilor au intrat pe aceste jocuri, deci cumva nu au fost interesante. Eu, sincer, am auzit din știri că există jocuri pe Netflix și, deși mă uit pe Netflix... Probabil cred că este și o problemă de marketing, încât mai mulți useri ar trebui să afle despre funcția asta, poate sunt mai mulți interesați. Deci, nici nu știu sincer dacă la noi în România sunt disponibile jocuri, dar ca idee au pus mai multe joburi la dispoziție pentru a crește acest segment. Bătaie mare, pe streaming. Disney Plus am văzut vine destul de puternic din spate și Netflix-ul și-a crescut calitatea postărilor, calitatea producțiilor max. Dacă vă amintiți, pentru cei care... Eu cred că am avut Netflix de pe la începuturi, de când a intrat în România, în sensul în care am Netflix de vreo 3 și cu încă vreo, 3, vreo 6 ani. Cred că am Netflix de vreo 6 ani, plus minus. Și atunci, la început, filmele erau făcute, zici că era un vlog. Așa, avea impresia că e filmat cu telefonul mobil, cred că costa 100.000 de dolari să faci un film. Uh, și acum au ajuns la producții chiar serioase, adică filme cu actori foarte mari, adică foști cu Leonardo DiCaprio, filme în care se investește zeci de milioane, deja altceva și serialele arată destul de bine, că se vede că există o evoluție destul de mare pe partea de conținut și asta e mai bine pentru noi, când se bat mai multe servicii de streaming vom avea conținut mult mai calitativ. Mergem mai departe, la o idee de afacere, care mi s-a părut destul de interesantă, dar cred că trebuie să fii în anumite zone care să, unde să funcționeze chestia asta, adică o doamnă și-a închiriat teren pentru câini. În sensul în care, printr-o aplicație, era și o aplicație care te ajuta să faci chestia asta, care se numea Sniff Spot. Și practic, în aplicația respectivă, tu streceai terenul și spuneai, uite, eu am un teren și pot să-l închiriez pentru a te juca cu câinele. Și oamenii își închiriau, practic, bucățica aia de teren, cât o fi fost ea, închiriau acel teren și se duceau și se jucau cu câinele. Adică câinele putea să alerge, și făcea nevoile, mă rog, era un teren la liber, ca un câmp. Practic, cum avem noi Câmp. <laughs> și doamna l-a închiriat și a făcut timp de 4 ani, a făcut în medie cam 1000 de dolari lunar din acest serviciu și practic a zis că trebuia să îngrijească acel teren și na, să tundă iarba din astea. Dar în principiu nu mare lucru. Și uite o idee de afaceri de la o chestie foarte, foarte banală. Adică ai o bucățică de teren și pur și simplu vin oamenii și sunt dispuși să plătească ca să alerge un pic cu câinele. Asta este diferența din a observa anumite oportunități. Uite, doamna poate a ajutat o cineva din familie, dar doamna are 69 de ani. Adică nu era cineva care a venit cu o idee inovativă și așa mai departe tânăr. Poate a ajutat o familie, copiii poate au venit cu ideea, dar interesant. Bravo ei! Și doamna a spus că practic singurul lucru pe care l-a făcut pentru ca să meargă acest business a fost să-și îmbunătățească gardul. A spus că avea un gard în jurul terenului pentru că ea se juca cu câinele acolo avea un gard în jurul terenului și a spus că în momentul în care am intrat pe aplicație ne-am îmbunătățit gardul încât să nu sară vreun câine sau ceva. Și da, te duceai, te jucai cu câinile într-un spațiu închis. Uite business. Și încă un business care mie mi se pare chiar interesant și anume un startup care printează case 3D din plastic reciclat. Și sunt căsuțe din acestea, adică nu vă gândiți, sunt, nu știu, mare mansion și așa mai departe, căsuțe exact astea. Dar sunt foarte cochete în opinia mea și ce mi s-a părut iarăși foarte fain conceptul, dar se aplică destul de în foarte puține cazuri, genul ăsta de căsuțe făcute guest house-uri, în cazul în care nu vrei să te complici să faci casa foarte mare pentru invitați și să pui un prefabricat din ăsta în curte cumva, dacă ai suficientă curte, bine, ceea ce în București este mai complicat. Dar, în general, foarte interesant conceptul, în sensul în care văzusem chiar și cei de la Mob Expert au ca un fel de vagon garsonieră, în care ai o mică bucătărie, un dormitor, parcă și baie, ceva de genul ăsta. Și nu știu exact cât era prețul, vreo 10-15.000 de dolari. Sper să nu greșesc, dar așa parcă așa au zis. Și practic luai vagonul, ți-l puneai în curte, îl conectai la utilități și în momentul în care venea cineva la tine, dacă nu aveai loc în casă, îl băgai în casa aceea pentru oaspeți. Ceea ce e destul de nice. Și căsuțele astea prefabricate mi se par foarte faine pentru chestia asta. Dacă vrei să-ți pui, să zicem, o casă pentru oaspeți, deși din nou, na, câtă lume are casă pentru oaspeți, nu e chiar cerere foarte mare, sau pentru căsuțe din astea de vacanță, unde vrei să ai, nu știu, ai un teren undeva și vrei să spui o căsuță, nu vrei să investești foarte mult, vii și spui o, la noi sunt aceste căbănuțe. Din câte au spus ei, pe viitor se va îmbunătăți tehnologia și vor fi și mai ieftini și mai rapide, dar acum, chiar și așa, se fac de cu 70% mai repede, tot de la zero, pentru că totul este practic printat și ești bam, 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 se fac deci cu 70% mai repede și cu 30% mai ieftin decât o casă obișnuită Na, da, promițător. Cred că pe viitor există piață pentru așa ceva și dacă va evolua tehnologia, cu siguranță aceste elemente 3D vor face parte din casele noastre. Poate nu vom avea case cu totul construite 3D, dar cred că își vor găsi locul în construcție pentru că, din nou, mai eficient, mai rapid. Și de ce nu? Mergem la Anthony Blinken, care este secretarul din stat din Sua, care, ce credeți că va a anunțat? Ia spuneți voi, ce credeți că a anunțat acest domn? A anunțat că China accelerează planurile de unificare cu Taiwanul. Mai țineți minte ce v-am spus acum, cred că vreo săptămână două, când am zis că nimeni nu face eforturi de genul ăsta doar pentru a se da mare. Adică, la un moment dat există o parte de intimidare și apoi pur și simplu intră într-o parte de pregătire. Nu mai este intimidare, exact așa. Asta s-a întâmplat cu Rusia, cred că asta se întâmplă și cu China. A fost partea aia de zburăm un pic pe deasupra voastră, ne apropiem de zona voastră, nu știu ce, e. În momentul în care încep să adune armată, ușor ușor către ei, deja nu mai este intimidare, este pur și simplu pregătire. Și acum SUA a ieșit și a declarat, a zis: "Da, într adevăr, China accentuează planurile de unificare cu uh, insula Taiwan." De există un singur cuvânt pentru a, adică cuvântul potrivit pentru a descrie această situație este nasol. Și bineînțeles, Blinken a mai adăugat așa că SUA va onora angajamentele față de Taiwan și va sprijini insula pentru a se apăra singură. E destul de interesant cum o formula. Adică răspunderea lor era să vină cu echipament pentru ca insula să se poată apăra, nu să se bage ei cu armata lor direct, adică să intervină militar, dar să-i susțină cu echipament. Deci SUA aparent este distribuitorul de echipament al globului, adică ce vreți echipament militar, SUA vă dă, niciun fel de problemă, doar că și pentru ei acest lucru reprezintă un cost, dar vă dați seama câți bani fac cei care produc echipament în momentul de față, echipament militar, adică zici că efectiv le-a explodat business-ul, război în Ucraina, pac, se pregătește militar în Taiwan, pac, au trimis o grămadă de arme în Ucraina, acum o grămadă de țări au rămas fără stoc în armament și trebuie să ele iarăși să-și recapete stocul. Pentru că nu poți ca și țară să rămâi low în stoc pe echipament militar și iarăși. Bani, comenzi, comenzi, comenzi. Super business. Deci, eu m-am orientat destul de prost, aparent. Cum să locuiești mai bine? Ia să vedem, ne învață ziarul financiar cum să locuim mai bine. Cât costă chiria pentru un apartament cu două camere în marile orașe din România? București nu este cel mai scump. E probabil este Clujul, nu? Dacă este așa să ne dăm cu părerea. Deci avem așa, apartament cu două camere reprezintă tipul dominant în piața rezidențială. Avem așa, între 300 și 500 de euro variază chiria lunară pentru un apartament cu două camere în unele dintre cele mai mari orașe din România, potrivit unui studiu realizat pe platforma de anunțuri imobiliare, Storia. Maximul nu este atins în capitala țării, ci este în cluj unde chiria pentru astfel de locuință ajungea la 500 de euro. Bun. Aici este vorba despre exact magazinul ăsta, despre Storia. Eu știu sigur că în București există chirie la două camere mai scumpă de 500 de euro. Garantat și cunosc persoana care stă într-un astfel de loc. Deci, prin faptul că nu a fost postat anunțul pe Storia.ro, nu înseamnă că este valabil peste tot în țară. Adică este doar un site care nu acoperă toată piața. Dar în fine am înțeles ideea, nu era vorba despre extreme, era vorba despre medie, în general media unui apartament este de 300-500 și în ea tot apartamentele cu două camere au bifat cea mai mare creștere în septembrie față de august, avasul fiind de 8% până la 399 de euro pe lună. Era de așteptat să crească prețurile înainte de a începe anul universitar. În octombrie nu au început facultatea și automat în septembrie au crescut prețurile pentru că toată lumea și căuta cazare. Era de așteptat. Două camere. Două camere înseamnă că poți să ai un partener de cameră. Asta înseamnă că la o medie între 300 și 500 spui 400. Înseamnă 200 de euro de persoană pentru a locui într-un apartament. Sincer, nici mult, nici puțin nu mi se pare. Pentru că comparând cu restul creșterilor, adică luând în calcul cât au crescut toate lucrurile, Creșterea de la chirii nu mi se pare foarte, foarte mare. Avem și o veste bună, deci avem așa, a patra rezoluție pentru aderarea României la Schengen va fi votată a, în Parlamentul European. Și practic se va decide, într-un final vom vedea, adică se tot întâlnesc, se tot decid, se tot analizează lucrurile pentru ca într-un final, poate intrăm și noi în Schengen. Ceea ce va fi, într-adevăr, o realizare destul de mare pentru noi și pentru bulgari. Și va fi destul de interesant să vedem cum se va călători fără grani. Adică am văzut chestia asta, cum se călătorește în Europa, este super și vă dați seama cât ar simplifica drumul până în Grecia. Deci incredibil ar fi. Pentru cei care ați fost până acum în Grecia cu mașina și Bulgaria, dar zicem că în Bulgaria nu stai chiar mult la vamă, Dar Grecia, să te duci până în Grecia cu mașina, este insuportabil dacă prinzi aglomera la vamă. Este un drum pe care poți să-l faci relativ repede și este o vamă, am trecut spre, pentru a mă duce în Tasos, este o vamă undeva în munți, nu știu exact care este punctul de trecere, dar este în munți, nu ai absolut nimic stânga-dreapta, stai într-un fel de serpentină așa în munte și este o vamă foarte mică, foarte aglomerată. Am stat acolo 4 ore și a fost greșeala mea odată pentru că eram noi foarte entuziasmați și am zis că hai să plecăm noaptea și eu sunt ceva de genul ăsta. Hai să plecăm la 3-4 și zici că dormi vreo 3 ore. Dar după asta cum a fost? Au venit niște prieteni pentru că plecam mai mult și am zis că hai să plecăm puțin mai devreme, lasă că dormim mai puțin. Până la urmă urmei n-am dormit deloc. Eu nu am reușit să adorm, n-am dormit deloc și am plecat pe la 2. Și practic, avusesem toată ziua și apoi la două noapte am -o la volan. După ce n-am dormit nicio oră, am ajuns la graniță nu mai știu cât era, era dimineață deja când am ajuns la graniță în Grecia, 4 ore de stat și ne mișcam așa câte o mașină, câte o mașină. Efectiv îmi cădea ochii în gură, nu știu dacă mi-a mai fost vreodată atât de somn la volan. Am adormit de vreo două ori în timp ce stăteam la rând și mă claxonau oameni, gen, hai, du te înainte, mă trezeam, eram, hai, du te înainte. Și nu cele mai lungi drumuri sunt cele mai obositoare, cele mai plictisitoare drumuri sunt cele mai obositoare, cel puțin pentru mine. Eu am condus odată Iași, București, București, Oradea, Oradea, Budapesta, Budapesta, o localitate din Ungaria am stat peste noapte, m-am întors înapoi exact același traseu și în total, nu știu, mulți kilometri și în condusez în vreo 17 ore. Dar prin faptul că drumul a fost interesant și nu am avut perioade din astea în care să stau, nu am avut niciun fel de problemă. Adică eram obosit, dar nu s-a ador. Dar după astea 4 ore de stat la vam, efectiv nu puteam să-mi Am, trecut vama după 4 ore, m-am oprit într-un peco, am luat două energizante și nu puteam, nu mi se dezlipeau ochii. Efectiv mai aveam de condus de la graniță până în Tasos, nu știu, mai e cred o oră de mers maxim, mai e un pic de autostradă și apoi ai trecut și gata, Ei bacul. Adică foarte puțin mai. Efectiv nu mi se dezlipeau ochii să mai fac ultimii 80 de kilometri. Și apoi a mai fost odată, am prins liber, am trecut niciun fel de problemă. Deci drumul cred că 30% din dificultate față de acel timp care te omoară pur și simplu să stai. Deci va fi foarte, foarte bine dacă vom avea acest lux. Mergem la o chestie interesantă despre care nu știam și anume avem depozitul Apocalipsei de la Polul Nord unde se depun semințe. Și știu că acest principiu, sigur, sigur, voi strica datele aici. Deci, acest principiu știu că a venit ceva timp al unui om foarte cult, ceva doctor. Trebuie să căutăm undeva știrea asta. Uite, vezi, dacă eram Joe Rogan, aveam și eu un Jamie care m-a ajutat acum să caut informația asta. Dar auzisem de un doctor sau ceva de genul ăsta care a început să facă o colecție foarte mare de semințe care s-a pierdut la un moment dat și avea o grămadă de specii adunate de prin toată lumea. Și, practic, asta este principiul acestui bunker apocaliptic. Depozitul apocalipsei este să se adune semințe în cazul în care vine un scenariu apocaliptic, măcar să avem acel buncăr, acel depozit de unde să ne reputem, începe practic viața, dacă mai trăiește cineva. Peste 450.000 de semințe provenite de la 13 bănci de gene din Asia, Australia, Europa, America Latina au fost adăugate miercuri, ridicând pentru prima dată numărul total al depozitelor la 1,2 milioane, a anunțat Ministerul uh, Norvegian într-un comunicat. Ca drept dovadă, oamenii de astăzi și asigură 40% din calorii din doar 3 cereale. Deci dacă avem o grămadă de mii de semințe, bănuiesc că ne vom descurca. Haideți să vă povestesc că mi-am amintit cu vama. Uite, exact, mi-am amintit cu vama. Trebuie să vă povestesc cum am dat șpagă la vamă. Pentru cei care sunteți angajați în politică, vorbesc la modul fictiv. Nu s-a întâmplat, doar așa. Este o poveste pe care eu am inventat-o, dar să vă povestesc cum am dat șpagă la vama. <laughs> și pentru că, de ce vă spun? Pentru că nu a fost o șpagă obișnuită. Dar oricum, lucrul ăsta s-a întâmplat fictiv, bineînțeles, acum vreo 11 ani sau 12 ani. Am fost cu cineva, un prieten de al lui mai, că mi avea un business. El aducea niște detergenți și chestii de genul ăsta cu produse de curățat și pe așa, de la un depozit. Găsiți el un depozit în Ungaria, care încă există, apropo, unde produsele erau cred că mai bine de jumătate din preț față de ce se vinde la noi. Adică să zicem, știu, dacă un șampon era 20 de lei, la depozit era 10 lei. Și erau numai firme de genul ăsta. Head and Shoulders, washing, o firme cunoscute, nu erau firme fantome. Și mi-a zis, hai să mergem la depozitul ăsta, dacă ai și tu niște bani, pui și tu niște bani, luăm marfă, mergem, o vinde mangro, avea niște legături undeva, le vinde mangro și facem așa vreo 3-4 drumuri din astea cu marfă. Și era Ok, și m-am dus într-o vară. Eram de fapt, aveam cred că 18 ani. Da. Și m-am dus în acea vară, am fost plecat vreo lună, am făcut vreo 4 drumuri și țin minte și acum făcusem profit vreo 1000 de euro. Eu, pentru că n-am avut să mulți bani de marfă cât am putut să adun atunci în scurt, înainte să-mi spună el de combinația asta, și făcusem vreo 1000 de euro profit și m-am dus și am cheltuit pe toți la Costinești cu Alexandra. Mă rog, <laughs> și ajungem acolo, mergem la depozit, bineînțeles, am fost cu o dubă, el conducea, eu eram pe acolo cu acte, cu nu știu ce, și vă dați seama că doar nu respectam noi cantitatea. Am umplut o dubă cu 3 tone de era duba cocoșată toată, nu treceam niciodată cântarul, acte aveam, dar depășeam greutatea. Deci nu era problema că treceam ilegal cu marfa, dar nu aveam greutatea potrivită niciodată. La vamă vine inspectorul. Vede, ba, că îți dai seama când vezi atâtea mașini după ochi, tu știi deja că mașina nu trece cântarul. Când vezi că duba este aplicată toată pe roți, e clar că are prea multă cantitate. Vine, deci eu nu am văzut atâta relaxare la un inspector. Și a fost așa. Ăsta cu care eram eu, tipul care avea în jur de vreo 40 de ani, eu aveam 8. A început să se agite foarte tare și am zis, băi, uite, dute, te du te tu acolo, i zis că nu ne ajuns cu nimic, Dute te acolo și lasă că vorbesc, eu I am zis că sunt copil, poate merge altfel interacțiune. știi, mă ia mai de sus, eu zic, îmi pare rău, nu știu ce, poate trece. știi, îmi ceri eu scuze, nu e nicio problemă. Dacă tu ești cu el și nu știi să te comport, s-ar putea să o belim. Așa că i dute tu, vorbesc eu. <laughs> și rămân eu cu inspectorul. Vine inspector, faci, deschide ușa. Deschid ușa, până sus, detergenți și chestii de genul ăsta. Ce credeți că face inspector? Inspectorul pune una pe telefon. Nu, mie nu-mi zice nimic. Pune una pe telefon și face, dragă, uite, am în față o dubă cu detergenți, cu din astea din casă. Ia spune tu ce ne trebuie nou. Și face, uite, avem detergent lichid. Vrei detergent lichid? <laughs> și face neva, sau nu știu. Face, da, da, dă detergent. Face, ok, deci detergent lichid. Face, uite, capsule pentru mașina de spălat. Vrei capsule pentru mașina? Da, da, niște capsule mai spune vreo două, trei chestii face, nu, din astea avem. Ok, deci din astea nu, nu. Deci rămâne numai cum am vorbit? Da, rămâne numai cum am vorbit. Ok, okay. închide telefonul, face, dacă vrei să pleci cu duba asta de aici cu marfă, vreau așa. <laughs> și face, două de detergent lichid, două de, nu știu ce mai a cerut, el a cerut așa, vreo șase produse. Nu, nu, mult, cred că cost pentru noi 300 de lei pe acolo, ceva de genul ăsta. Oricum. El i-am dat câteva lucruri. Și face, dă -le astea jos și dule. Deci nici așa și m a pus să lecar într-o fel de depozit mic, așa era ca o cașcarabetă, destul de departe, așa la vreo 200 de metri era de vamă, nu era în clădirile alea din față. Și eu treceam și am zis, băi, trebuie să fie o poză. În vama respect, era pe clădirea, voi era un afiș, cât clădirea, deci nu exagerez, era exact cât clădirea. Și scria, nu dați mită, nu <laughs> știu ce, nu recomandă, faceți închisoare. Eu treceam așa cu detergenți. <laughs> treceam cu detergenți în mână, pac, 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 mă duceam, am lăsat detergenți într-o care bună ziua, pa, la revedere. Dar am zis, nu am văzut niciodată genul ăsta de relaxare. Efectiv, nici nu s-a uitat, nici o emoție, nici să-mi spună. Pur și simplu, da, vrei detergent lichid? Da. Du-te ia două de detergent lichid, le duci în beta și pe aia ne auzim. Și eram ok, nicio problemă. Nici n-am comentat, nici n-am încercat să negociez, nici nimic. Cata bus. Două de detergent lichid și am plecat. Și asta a fost uh, povestea mea fictivă, bineînțeles. Uh, da, <laughs> de la vam. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Și noi ne vom vedea la video următor. Pa!